Bine v-am regăsit! Astăzi vom vorbi despre Godos M32. Este o lumină care a fost concepută să vă ajute să creați fotografii mai bune cu ajutorul telefonului mobil. Godox M32 are 5x5x2,8 cm, cântărește doar 40,8 grame, temperatura de culoare este de 5200 Kelvin, iar CRU este plus 95, ceea ce înseamnă că are o acuratețe destul de mare a culorilor. Are o baterie încorporată de 3,7 V la 300 de mAh și pot să vă spun că la setările maxime va fi aprinse aproximativ 30 de minute. Are 10 niveluri de intensitate a luminii și este construită dintr-un plastic destul de dur. Numărul din numele acestei lumini, 32, ne spune numărul de LED-uri pe care le are. Este super ușoară și poți să cari vreo două bucăți în rucsac fără nicio problemă. Pe spatele luminii găsești un clips pe care îl poți folosi să prinzi lumina de diferite lucruri. Are doar 3 butoane pe una din laturi și este foarte ușor să le folosești. Butonul de pornire are funcție dublă. Dacă îl apeși prima dată, pornești lumina, iar când îl apeși a doua oară, setezi intensitatea luminii pe care o vrei atunci când vrei să o folosești ca flash pentru telefonul tău mobil. Iar celelalte două butoane te ajută să reglezi intensitatea luminii. Pe cea de-a doua latură găsești o mufă mini USB unde poți încărca lumina și senzorul care declanșează funcția de flash a luminii. Așa cum spuneam mai devreme, poți să folosești această lumină și ca un mini flash pentru telefonul tău mobil. Această lumină este foarte versatilă și o poți folosi în mai multe feluri, de la fotografia macro până la a da o lumină de contur atunci când filmezi un interviu. Este mică și practică, iar singurul lucru care m-a enervat de fiecare dată când o folosesc este că trebuie să fiu atent unde le pun după ce termin de filmat ca să le găsesc atunci când vreau să le folosesc din nou. Cam acesta a fost episodul de astăzi și înainte să vă îndemn să dați subscribe, like sau share la acest video, aș vrea să vă întreb dacă ați observat vreo schimbare în schema de lumină a acestui episod. Spuneam mai devreme că poți să folosești această lumină pentru a face lumină de contur atunci când realizați un interviu. Ei bine, iată-o prezentă astăzi și în decorul nostru. Vă mulțumesc că ați urmărit acest episod până la final. Știți voi, like, share, subscribe, să aveți o săptămână plină de lucruri interesante și de cât mai multe cadre superbe. It's all right. You feel it? Yeah. Set your body free.